Designul sănătății umane continuă cu un nou episod, autovindecarea. Dacă vrei să afli care este potențialul acesta prin care poți să instalezi starea de sănătate și de vindecare în viața ta, urmărește acest material până la final. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Sunt Alexandru Ilie și vă invit la un nou podcast marca Restartex, hrană pentru minte și suflet. Astăzi continuăm ceea ce am făcut ultima dată alături de doctorul Lucian Gheorghe în designul sănătății, vorbind evident despre ceea ce am promis în finalul ultimului podcast, despre autovindecare. Ce înseamnă toate aceste lucruri, aș vrea să le descoperim împreună de la domnul doctor Lucian. Bine ai revenit, Lucian! Mulțumesc, Alex! Într-adevăr, am rămas cu o mare provocare, da? Autovindecarea reprezintă, da, un concept și o realitate în același timp de care puțină lume, da, are curajul să se apuce, să spun, măcar să o cuprindă așa la nivel mental, dacă nu experiențial. Este clar un lucru care, apropo de lucrul de ceea ce tu mi-ai povestit în aceste episoade, care nu are interes să fie promovat. Bineînțeles. Apropo. O să ajungem să facem aceste distincții, da? Deci autovindecarea, da, este, spuneam în finalul podcastului, că este expresia unui câmp de energie înalt, unui câmp vindecător, da? Deci la anumite nivele de conștiință, de vibrație înaltă, da, el devine autovindecător. Practic, în momentul în care ne aliniem și suntem receptivi la grația acestui câmp, ne vindecăm. Practic, vedeți, creatorul a lăsat și instrumentul de autovindecare. Apropo, da? De prezența soarelui care este acolo, ai tot ce ai nevoie. Exact. Totul e să disipezi norii, da? Și atunci este practic ce revelat, da? Această stare care era dintotdeauna prezentă, dar tu nu aveai acces la ea. A fost un podcastul anterior extrem de bine primit, mai ales din perspectiva aceasta de a poziționa acești mari artiști de care ai vorbit. Și dacă ne urmăriți și n-ați văzut acel podcast, neapărat să vă-l căutați, cu podcastul de sănătate spirituală, în care oamenii au spus, da, este adevărat, Brâncuș a fost un om extrem de evoluat spiritual, la fel și Mihai Eminescu. Cred că dacă toți românii ar face, să spun, cum se spune, niște ancore față de acești maestri, aceste, să spun, conștiințe universale, da, pe care spiritualitatea poporului român le-a dat, da, ar fi extraordinar. Eu mi-aduc aminte, eram copil prin anii 83, 1982, 1983, țineam cu echipa de fotbal Universitatea Craiova, da? Craiova Maxima, okay, Craiova Maxima, se exact. Spunea atunci, și mi-aduc aminte cântecul, imnul, cântec pentru Oltenia, imnul Universității Craiova, compus de poetul Adrian Păunescu, și mi-a rămas pirogravat în conștiința de atunci un vers care spunea: Oltenia celui mai mare sculptor al omenirii, Constantin Brâncuș. Deci, de atunci am avut acea conștientizare, da, cel mai mare sculptor al omenirii. Al omenirii, Constantin Brâncuș. Iată, într-un vers, cu deopotrivă și Adrian Păunescu ar fi putut fi pus între acești oameni ai spiritualității. El ne spune foarte frumos: a vedea pe Dumnezeu și a povesti iubirea sunt două lucruri imposibile pentru minte. Da? Iată, este din același domeniu. Da? Da. Era de acolo și el. Da? Nu întâmplător este, da, pus acum lângă, la picioarele maestrului său, da? Da. Poetul Mihai Eminescu. Da? Da. Am promis că vom vorbi despre autovindecare astăzi. Cred că s-a vorbit din perspective diferite, atât la nivel național cât și internațional, dar sunt extrem de interesant de perspectiva pe care tu vrei să ne împărtășești, tocmai pentru că vorbim de un chirurg de chirurgie cardiacă care performează la cel mai înalt nivel și care are curajul să vorbească despre autovindecare. Practic este lipsa până la final a cuiva care să vină să creeze acest fenomen, da, de
Vindecarea este o stare completă, cum spuneam, da? O stare completă de și întreagă, da? De sănătate. Sigur că în profesia mea mi-am pus întotdeauna această, mi-am ridicat această problemă, da? Cum aș putea să ating acest deziderat, pentru că încă rămâne un deziderat pentru medicina actuală, această dimensiune de vindecare, da? Ea, din păcate, nu își propune nici să prevină boala, da? De vindecat încă nu poate, da? În totalitate, da? Mai degrabă ea tratează, să spunem, și întreține, că e mai profitabil să tratezi boala, da? Pentru că dacă luăm companiile farmaceutice, companiile de medicamente sau de aparatură, din asta, da, își fac profitul. Din boală. Deci, iată, e mai degrabă o abordare non-integră, pentru că a face profit pe seama suferinței sau bolii altora, da, nu este un lucru integru. Dar să revenim și să vedem, să ne readucem un pic aminte de designul uman pe care l-am propus, da? Și să înțelegem că suntem o ființă spirituală, în esență, da? Deci, în cea mai profundă dimensiune, în esență, da? Suntem un câmp de energie, dacă vreți, da? Un corp spiritual sau un corp energetic, da? În care plutește, da? Un corp fizic. Fie că este vorba de un corp fizic subtil, cum este corpul mental sau corpul psihoemoțional, cum l-am numit în abordările anterioare, da? Da. Da? În care se află inclus un corp fizic grosier, da? Corpul fizic de care suntem conștienți, da? Deci avem un corp energetic în care avem un corp mental sau psihoemoțional și în interiorul lui un corp fizic, da? Pentru cei care vor să înțeleagă mai în profunzime, pot urmări podcasturile în care am explicat la nivel intelectului cum se face percepția, am discutat la nivelul emoțiilor, cum se formează câmpul de emoție care e aliniat câmpului energetic, da? Și pot viziona pentru a înțelege, da? Am făcut referire că poate unii au nevoie de o înțelegere mai exactă, da? Acum, din perspectiva acestui design, da? Observăm că avem mai multe dimensiuni, straturi, da? Putem să le spunem nivele de vindecare, da? Dar ar trebui făcută aici o distinție și este destul de dificil de făcut în mod exact, da? Că, da, o să avem critici din partea celor care se focusează strict pe partea asta de știință, care au nevoie să fie demonstrat cu exactitate. Acum, a vindeca, da, este, să spun, întreaga potențialitate de care câmpul este capabil să ne ofere, dar avem și nivele mai joase de vibrație, să spun, care sunt asimilate noțiunii de a trata. Deci, din perspectivă personală, da, eu asimilez a trata cu dimensiunea materială și a vindeca cu dimensiunea spirituală, da? Deci tratăm corpul fizic, exact, și vindecăm ființa umană care e, exact, spirituală. Îți mai dădeam exemplu într-o altă întâlnire de acel, da, de acea trăsură, da, care are un vizitiu ține calul în hățuri și calul aparent pune în mișcare trăsura, da? Iar în spatele vizitiului se află un observator, da? Care observă tot acest ansamblu. Acel observator este spiritul. Da? Cred că este intuitiv să vizualizăm și să vizualizeze cei care ne ascultă sau care ne privesc această perspectivă. Să vizualizezi un vizitiu, da, care ține hățurile unui cal și care pune în mișcare trăsura. Deci, acest observator este spiritul sau sufletul nostru sau conștiința. Vizitiul este intelectul, da, partea rațională, da, logică. Calul este emoția, corpul emoțional, iar trăsura este corpul fizic.
Vedeți că de la spirit la materie este o tranziție, da? Este o cale, da? Deci noi la aceste dimensiuni ne referim, da? Deci această dimensiune a punctului de observație, a conștienței, a conștiinței, a sufletului și spiritului, da, o numim, da, această dimensiune spirituală. Da? Automat aceasta are ea însăși calitatea de autovindecare. Când această observație este clară, da, este revelată dimensiunea autovindecării spontan, pentru că este revelat adevărul. E dincolo de minte. Mintea este după. Da. Da, iată, realitatea și esența este conștiința, urmează intelectul, după aceea emoția și trupul. Deci, în momentul în care ajungem la trup, cred că este mai util să vorbim de a trata. Pentru că, în esență, trupul însăși nu are capacitatea intrinsecă de a se autovindeca. El poate fi tratat. Autovindecarea care se întâmplă uneori la nivelul trupului este o consecință a câmpului de energie al conștiinței. Deci doar atunci putem vorbi. Mă gândeam acum la ceea ce tu ai povestit în podcastul anterior, tocmai pentru că corpul fizic are formă. Are formă. Și atât timp cât are formă, ai posibilitatea să îl percepi cu mentalul. Sigur că da. Și să poți să intervii și de asta exact. Cred că te raportezi la tratament. Exact. În schimb, toate cele trei nu poți să le cuprinzi în formă. Nu. Și atunci nu poate nimeni interveni în zona aceea, ci exclusiv tu. De asta este exclusiv vorba de autovindecare. Exact. Nu poate interveni cea din exterior să facă o operație. Face o operație. Uite, face o operație, să spun, la nivel cardiac. Practic, ăsta este un tratament. Da? Deci, procedura chirurgicală este un tratament chirurgical. Dacă stăm să observăm, după o intervenție chirurgicală, dacă vreți, vindecarea se produce de la sine. Nu chirurgul vindecă, da? Deci, practic, tu intervii ca tratament? Tu intervii ca tratament, dar corpul, prin corpul energetic, prin această conștiință, are capacitatea să repare acolo. Și, practic, vindecarea pielii, vindecarea sternului, da? Da. Vindecarea tuturor plăgilor se produce de la sine, pentru că există această inteligență, da? Divină, în noi, intrinsecă, da? Da. Da? Deci, iată, o distinție între a vindeca și a trata. Deci a trata este mai degrabă apanajul dimensiunii materiale, a vindeca este apanajul dimensiunii spirituale. Da? Deci medicina în esență vorbește de tratamente. Da? Tratamente medicamentoase, tratamente chirurgicale, hibride sau de altă natură. Da? Complementare sau cum vreți să le spunem. Da? A vindeca trebuie să o vedem din perspectiva unui nivel de conștiință, da? Deci, practic, a vindeca operează la nivel de context, cum spuneam. Schimbarea de context, schimbarea de ansamblu, schimbarea de vibrație, de energie, pe când a trata operează doar la nivelul conținutului, da, al materiei. Da? Și din această perspectivă, da, putem să vorbim, da, despre a vindeca și a trata la nivel de corp fizic, da, cu mențiunea că a trata operează strict în paradigma materială, iar vindecarea corpului este posibilă în unele cazuri de autovindecare, vindecare la nivel mental și emoțional pe care am mai abordat-o, da? Da, și o să le punctăm așa, și autovindecarea despre care spuneam. Da? Deci, practic, aceste nivele sunt în ordine la nivelul fizic de vindecare, care ce presupune, da? În principiu, a trata sau a vindeca la nivel fizic presupune să-ți purifici partea de corp fizic, da? Printr-o alimentație, printr-o hrană sănătoasă. Toate elementele, da, adecvate, din pot, da? De energie. Să eliminăm, practic, toate impuritățile care confuzează, spuneam, am vorbit despre epigenetică și spuneam că confuzează exprimarea genelor. Da. Da?
Să mai spunem că există, și tu știi lucrul ăsta, de programe nutrigenomice care pot face detoxifieri. Siguranță. Sau, da? Domnule, și nu e care, ceva recent, deja sunt, cred că, și care 20 de ani. De când ajută foarte mult, da? Și, în esență, la nivel fizic avem nevoie de o creștere a nivelului de vibrație, de energie fizică, sub forma unei vitalități, da? Deci, asta presupune să te vindeci la nivel fizic, da? Să ai o vitalitate și un corp fizic cât mai pur, da? Da? Pentru că asta este exprimarea... Și apoi mergem în continuarea, da, acestui proces, în zona, bun, mentală. Urmează zona mentală și am făcut acolo distinție. Deci 80% din populația globului se află într-o strală, între ghilimele, de boală mentală, da? Nu vorbim de boli psihice, da? Nevroze și psihoze, ci de starea asta de fapt a lucrurilor, da? Pentru că atâta timp cât oamenii își generează suferință, autosuferință, de fapt, prin acest dialog mental interminabil, da? Nu putem spune că se află într-o stare completă de sănătate mentală. Da? Deci sănătatea mentală implică și purificarea acestui corp mental. O purificăm de ce? De toate gândurile, da? De toate credințele false și... În esență, ne putem conștientiza propriile limitări, și am vorbit de limitările intelectului, apoi putem să înțelegem în ansamblu cum funcționează ego-ul, și am descris, da, mecanismele, da, mecanismele de poziționalitate, mecanismul de percepție, editarea percepției, proiecția percepției, da, la nivelul la nivelul sănătății mentale. Și în momentul în care înțelegem limitarea minții și modul în care ea funcționează într-un mod mecanicist, putem să le depășim. Da? Și mergem în zona... Da? Și ne ducem într-o zonă în care ne deschidem mintea spre alte posibilități, spre alte câmpuri, da? Acceptăm limitarea intelectului propriu și limitarea intelectului celorlalți oameni, celorlalți semeni, da? Și apare un alt dimensiune de compasiune, da? Înțelegem că acest intelect ne-a fost dat, are origine din dimensiunea animalică, încă n-a făcut saltul spre de evoluție, spre o dimensiune mai înaltă a conștiinței, și că la momentul actual pe planetă ăsta este nivelul de conștiință și noi experimentăm acest nivel de conștiință limitat. Da? Deci este un dat karmic, se spune, da? Este un dat pe care nu putem să-l schimbăm și care e dincolo de logica intelectului. Da? Apoi, mergem la nivel emoțional să ne vindecăm partea de emoții și partea de convingeri limitative care ne țin blocați, da? Ne țin blocați într-o aparentă zonă de confort, da? Nu avem curajul să ne asumăm responsabilitatea să ieșim din această zonă, pentru că este esențial să ne ducem spre zona noastră de talent pentru care ne-am născut și pentru care... trebuie să evoluăm, spre care să evoluăm, pentru a descoperi într-adevăr această semnificație a vieții, da? Pentru că în momentul în care nu ne înțelegem partea de emoție, da? Noi ne aflăm în ceea ce se cheamă într-o stare de stres. Stresul, am spus că este boala secolului, da? Această incapacitate de a ne recunoaște emoțiile, de a le numi, de a le înțelege semnificația, de a le utiliza, da? Face parte din acel modul de inteligență emoțională sau de inteligență socială, da? Care în momentul în care este acces, omul are acces la el, trece pe un alt nivel. Da, devine echipat. Pentru că, na, făcut un upgrade, dacă, da, vrei să, practic, să spun. Practic, trebuie să renunțăm la aceste convingeri limitative, da? Trebuie să le raționalizăm, adică să le înțelegem cu intelectul, spuneam, da? Trebuie să le recontextualizăm, adică să privim trecutul din perspectiva noii înțelegeri și să vedem că ceea ce părea o catastrofă, ce părea o criză, acum 20 de ani s-ar putea să fi fost o binecuvântare pentru ca noi să facem un salt de înțelegere. Da? Și treptat, treptat este revelat progresiv o nouă stare de înțelegere despre care am mai spus. Da, mă gândesc acum că de fiecare dată oamenii au primit această și poveștile oamenilor, a pacienților care au avut această stare de autovindecare, au reușit să o acceseze,
a fost condusă după ce au epuizat arsenalul raționalului și efectiv au renunțat, au acceptat acel lucru și atunci capacul de care povesteam și în podcastul anterior, din perspectiva asta pe care am abordat-o, s-a deschis și au putut accesa toate celelalte forme, la fel și în lumea științifică. Au, se spune, am făcut de 30 de ani anumite lucruri până când am acceptat că nu se poate și atunci am primit răspuns. Exact. Când ego-ul, mintea, a ajuns într-un capăt în care s-a predat. Exact. După ce 30 în momentul de ani în care de fricțiune, renunți, exact. Da? La o poziționalitate. Ce înseamnă o poziționalitate? O perspectivă. Un punct de vedere pe care poate l-ai făcut, cum spui, 20-30 de ani. În momentul în care renunți, înseamnă că accepti și alte perspective și alte posibilități. Și atunci le atragi și vin în câmpul tău de conștiință. Da. Sunt revelate cumva. Da? Cele mai spectaculoase povești, exact. Așa au fost de autovindecare. M-am dus la cei mai buni medici, m-am dat cele mai bune clinici, am încercat tot ce se putea face și n-am reușit. Mi s-a spus că nu mai am nicio șansă și atunci și vine povestea de succes. Toate așa sunt. Întotdeauna atunci, boala este o oportunitate de vindecare. Așa trebuie privită. Da? Este momentul în care tu poți face un salt uriaș de înțelegere, care este sinonim cu vindecarea. Da? Și ajungem în dimensiunea aceasta din nou spirituală, că autovindecarea este această calitate a unui câmp de vibrație dincolo de nivelul 540-570 al nivelului de conștiință, în care se corectează percepția noastră. Da? Este nivelul pe care l-au atins, da, Papa Ioan Paul al II-lea, Socrate, da? O să mai dăm câteva exemple mai târziu. Da? Da? Dincolo de această corecție a percepției, la un moment dat, dacă ne ducem pe scala nivelurilor de conștiință, reușim să depășim iluzia materiei, da? Iluzia acestei dimensiuni materiale, da? Și ne ducem într-o realitate unitară, da? Acolo nu mai există niciun conflict, pentru că nu mai există nicio dualitate, bine, rău, sănătate, boală, sus, jos, da? Da? Existență, non-existență, da? Dar până atunci, noi trăim într-o realitate materială, da? Fiind ființe spirituale, da? Și care avem ca scop și semnificația vieții să ne creștem acest nivel. Dacă odată cu acest nivel, noi vom înțelege perspectiva vieții în mod diferit și ne vom autovindeca. Despre asta este vorba ca autovindecare. Da? Bun. Haideți să ne ajuți un pic cu această cadrare pe aceste nivele. Deci, cu alte cuvinte, zona fizică înțelegem că avem posibilitatea să vorbim de tratament și că procesul de autovindecare este o consecință a panajului acesta spiritual în care am venit de noi înșine, printr-o formă conștientă sau inconștientă, am creat un flux care a determinat inclusiv vindecarea aceasta la nivel fizic și restul, când am depășit forma corpului, vorbim de autovindecare. Din perspectiva aceasta a renunțării minții, a renunțării la ego și de a găsi tot felul de a avea acces practic la acel câmp care există acolo, este norul care dispare și care astfel vedem și noi. Hai să începem cu părintele medicinei, da? Hipocrate, da? Apropo, Hipocrate, pe nivelul de conștiință calibrat și verificat, este la 480. Deci un nivel de conștiință foarte mare pentru acele vremuri. Da? O să vedem în evoluția conștiinței cum au evoluat aceste nivele la nivel individual și global ale umanității. Dar Hipocrate spune foarte frumos că înainte de a vindeca pe cineva, întreabă-l dacă este pregătit să renunțe la ceea ce l-a îmbolnăvit. Deci este surprins de fapt esența minții. Omul nu este dispus să renunțe la ceea ce l-a îmbolnăvit. Și de fapt mintea încă neevoluată, care este de origine animalică, e cea care îl îmbolnăvește. Pentru că noi moștenim aceeași minte animalică, la care ce adăugăm? Adăugăm cortexul sau scoarța cerebrală, da? Cu intelectul, rațiunea, da?
partea de memorie și imaginație, dar dacă aceste facultăți considerate a fi cele mai înalte nu sunt orientate, da, în direcția adecvată, intelectul, imaginația și memoria lucrează împotriva noastră. Da? 80% din oameni, la 80% din oameni, intelectul, memoria și imaginația lucrează împotriva lor. Am mai abordat, asta, să vreau, da? să spun. Asta zic, iată că Hipocrate, într-o singură frază, da, spune să-l întrebăm pe cel care, dacă e dispus, să renunțe la ceea ce l-a îmbolnăvit. Dacă punem această întrebare, credeți că oamenii ar fi dispuși să renunțe la asta? Nu, pentru că se tem. Se tem să renunțe la acest mecanism numit ego prin faptul că ar, pentru ei asta ar însemna să fie anihilați. Pentru majoritatea oamenilor, intelectul este considerată facultatea cea mai importantă. Ori nu intelectul ne ține în viață, da? Nu intelectul are această capacitate de a ne autovindeca, ci conștiința noastră, viața din noi. Aceasta este o dimensiune pe care intelectul nu o înțelege. Reușești vreodată, Lucian, să vorbești cu pacienții tăi treburile astea? Am pacienți, să-i abordezi din această perspectivă? Sunt și ei pe nivele de înțelegere diferite. Unii să știi că reușesc să înțeleagă. Deci am observat că mai degrabă oamenii simpli, nu cei care au intelectul foarte sofisticat, nu erudiți, reușesc, nu? Exact, să acceseze ceea ce eu vreau să le transmit. Da? Deci oamenii mai degrabă simpli îmi și spun, ne-ați transmis o încredere foarte mare. Da? Deci în momentul în care aud acest cuvânt, pentru mine este e clar că mesajul meu a ajuns la nivelul la care trebuie. Da? Deci, este o dimensiune dincolo de logică. Vedeți că nu e nevoie să participe intelectul. Oamenii simt acel câmp de energie care pentru ei le este suficient. Da? Că omul când vine, mai ales în perspectiva unei intervenții chirurgicale, are nevoie, în primul rând, de încredere. Da? Asta este cel mai important. Și a te conecta și a stabili încredere este esențial pentru reușita unui tratament chirurgical care să fie desăvârșit de, mai departe, de divinitate prin vindecare. Da? Dacă vrem să spunem așa ceva. Complet, da? Și corect. Totodată. Bun. Deci spunea Hipocrate că oamenii nu-s dispuși să renunțe la ceea ce au îmbolnăvit. Da? Deci de asta, că de ce se întâmplă asta? Pentru că mintea face parte din acest mecanism de boală. Și nu vrea să renunțe la ea. Da? El nu vrea să renunțe la ea, pentru că astfel ea se perpetuează. La un moment dat, oamenii o să-și dea seama, progresiv, da, că acest mecanism numit intelect îi limitează și la un moment dat nu o să-i mai dea atât de multă importanță. Dacă devin conștienți de el și de limitările lor. Da? Da. Bun. La fel, Sadhguru e un mistic indian la modă actualmente, da? Pe toate rețelele de socializare. Influencer. Da? El are un nivel de calibrare dincolo de 600, nivel de conștiință, și spune că, de fapt, nu poți vindeca cu adevărat pe cineva decât dacă ești capabil să-i anihilezi sursa bolii. Vedeți? Nu vorbește de cauză. Vorbește de sursă. O să facem aici, mai târziu, o să abordăm acest principiu al cauzalității. Un om realizat, cum este Sadhguru, da, înțelege că boala nu are o cauză, ci are o sursă. Da? A anihila nuanță fină. Este o înțelegere completă, da, care operează în paradigma în care el este. Da? Paradigma spirituală, dincolo de 600, nu mai operează acest principiu al cauzalității lineare, al fizicii newtoniene, de fapt, ci operează principiul potențialității, care ține seama de contextul infinit al divinității, pe care știința îl omite. Deci, Sadhguru spune că pentru a vindeca complet pe cineva, trebuie să anihilezi sursa bolii. Ori această capacitate, vedeți, această capacitate lipsește
la majoritatea oamenilor. E adevărat că lipsește, pentru că oamenii nu au nivelele de energie dincolo de acest câmp, dincolo de 540. Atunci, cel mai relevant exemplu este al lui Isus. O să vorbim și abordăm, da? Care a făcut mai multe miracole de vindecare, să le spunem, da? Și spune unuia, da? Credința te-a vindecat. Da? Vezi? Credința, da? Orbului, deci el se referă la acel câmp de energie, dincolo de intelect. Da? Nu spune mintea ta te-a vindecat, da? Spune credința ta. Credința este să o definim și credința, da? Este de fapt o încredere, o așteptare pe care mintea o are, dar e mai mult de atât. E o certitudine interioară, da? La nivel de câmp de energie. Deci, da. Sadhguru spune că această capacitate de vindecare lipsește la majoritatea. Nu spune că niciun om nu are. Da? Deci, mari vindecători, deci Domnul Iisus, da, este considerat mântuitor. Mântuitor este sinonim cu vindecător. Da? Da? Este ceea ce a predat. Da? Și o să abordăm poate într-un podcast de final al acestei dimensiuni instrumentele de vindecare pe care Iisus ni le-a predat. Cred că o să fie foarte interesant clar. Să reușim să demistificăm într-un fel religia și să o transpunem în spiritualitate. Da? Ele nu sunt sinonime, chiar sunt complementare. Da? Nu facem critici religiei, dar de multe ori ea este și a fost responsabilă de multe conflicte și multe chiar crime produse în numele lui Dumnezeu. Dacă punctăm faptul că Inchiziția calibrează la nivelul de 35 a nivelului de conștiință, le putem da oamenilor o perspectivă a erorilor pe care și biserica și instituția acesteia le-a săvârșit. Da? Categoric. Da? Ca urmă. Consecința nivelurilor de conștiință al umanității la acel moment. Da? Dar să revenim asupra perspectivei de vindecare și de autovindecare și să spunem că mintea, până la urmă, este cel mai bun doctor. Dacă tu poți să-ți vindeci mintea, okay. Da? Tu poți deveni cel mai bun doctor pentru tine. De aceea se și spune, doctore, vindecă-te mai întâi pe tine. Tine. Da? Pentru că un doctor care nu este vindecat, el nu poate să-i vindece pe ceilalți. Vedeți? Pentru că și în domeniul acesta medical sunt încă colegi, da, care încă nu au reușit să depășească acest nivel minim. Da? Cred că medicina ar trebui să fie mai degrabă o artă decât știință. Da? Ea este mai acest moment știință mai mult, da, decât artă. Da? Deci spuneam această minte care este are un rol important în potențialul de producere atât al îmbolnăvirii cât și al potențialului de vindecare, pentru că e dificil să ceri minții tale, da? Dacă nu imposibil, să se vindece, pentru că prețul pe care ea trebuie să-l plătească este propria ei dispariție. Ori e greu de crezut că, cum spunea înțeleptul Maharshi, mintea care este asimilată unui hoț ar trebui să devină polițist. Da? Deci să se schimbe. Da? Da, să devină polițist. Radical. Și după aia să se autodenunțe. Da? Da. Acesta ar fi în esență un proces de vindecare al minții. Ori, mintea însăși, ea însăși, nu are această putere de a se vindeca singur. De asta este nevoie de un câmp de energie mai înalt. Și de asta prezența anumitor persoane cu vibrație de energie înaltă, da? Prezența unor locuri sau a unor învățături cu energie înaltă au acest dar de a produce, cum spuneam, mici breșe, da? În nucleul acesta rigid și narcisist, autonarcisist al egoului, da?
care poate pe termen lung să producă o schimbare și un salt de conștiință. În momentul în care reușești să schimbi punctul de vedere al minții, perspectiva sa sau mentalitatea, da, cu siguranță că ești pe calea... Mă gândesc că sunt tot felul de locuri, tot felul de oameni, cum ai spus, pe care, la care oamenii se duc, tocmai pentru că au văzut ulterior minunile, așa le spun, care apar după. De ce? Pentru că acolo este această breșă de care tu ai vorbit, acel lift care îți arată odată deasupra norilor că e soare și care apoi te lasă să... În prezența unui te întorci în lumea maestru autentic, că sunt și foarte mulți impostori, da? În prezența unui maestru autentic, câmpul de energie este resimțit, da? Și este autovindecător. Cum poți să recunoști un maestru autentic? Da, un instrument simplu este claritatea și calitatea învățăturilor pe care el le oferă. La el nu există nicio contradicție în ceea ce spune și ceea ce este. Da? Lucru care se întâmplă destul de rar. E o binecuvântare să poți, într-o viață, da, să te afli în preajma unui sfânt, să spunem. Da? Și am vorbit de Papa Ioan Paul al II-lea. Da? Da? Deci, în prezența unor astfel de maestri spirituali, câmpul de energie, da, capătă o vibrație atât de înaltă și este transmis și celorlalte persoane care își ridică și ele și prin asta se înfăptuiesc ceea ce se numesc miracole. Miracolele de autovindecare sunt fenomene întâlnite în mod frecvent, care depășesc logica minții, să ne înțelegem, da? Și care se întâmplă în prezența câmpului de energie înalt, despre care spuneam. Da? Deci, dacă acest câmp de energie la nivelul corpului energetic își ridică vibrația, vindecarea, nivelul autovindecării este revelat, mintea se vindecă, corpul emoțional se aliniază acestui câmp, iar ceea ce se întâmplă cu corpul poate fi fie să se manifeste o vindecare la nivelul corpului, fie vindecarea devine irelevantă. Da? Nu este întotdeauna nevoie sau posibil, da, să se mai vindece corpul, dar dacă vindecarea se produce la dimensiunea de conștiință și de minte, este suficient. Da? Pentru că, am spus, spiritualitatea și sănătatea spirituală este asimilată acelui, spuneam în definiția pe care am dat-o, cunoașterea a cine ești cu adevărat. Când te identifici cu cine ești, adică cu spiritul, devine irelevant corpul. Da? Deci nu e necesar neapărat vindecarea la nivelul corpului, pentru că lucrul ăsta se întâmplă, ca exemplu, mulți maestri spirituali, mistici, după ce se realizează, se îmbolnăvesc de foarte multe boli, da? La nivel fizic. Și apare această întrebare firească a oamenilor ignoranți. Da? De ce nu s-a vindecat la nivelul trupului? De ce nu și vindecă trupul dacă e? Lucrul ăsta nu se întâmplă, deoarece o să vorbim și o să abordăm un alt capitol despre karmă. Da? Pentru că acești maestri spirituali, odată atinși și realizați, da? Au nevoie să-și epuizeze toate bolile, pentru că ei aleg să nu mai revină în această dimensiune materială, rămânând ca și conștiință pură. Și atunci vindecarea este irelevantă la nivel de trup. Deci, vindecarea la nivel înalt, la nivel de conștiință sau corp energetic, la nivel de minte, da, este suficientă. Da? Vindecarea la nivel de trup poate fi opțională. Da? Depinde de consecințele și de contextul. Karma, de karmă, spuse-se, până exact. La final. Depinde de karmă. Da? Deci e mai important, da, să te vindeci la nivel de conștiință, la nivel spiritual și mental, decât la nivel fizic. Pentru că noi nu suntem în esență corpul nostru. Da? La un moment dat o să devenim conștienți în funcție de nivelul de vibrație. Cu cât suntem pe vibrație mai joasă a nivelului de conștiință, ne identificăm cu trupul.
cu cât suntem la vibrație un pic mai sus, ne identificăm cu mintea. Apoi ne identificăm cu conștiința. Este acel observator din trăsură. Exact. Da? Noi observăm vizitiul, calul și trăsura. Da? Oamenii cu vibrație cea mai joasă, nivel de conștiință cel mai jos, se identifică cu trăsura. Progresiv încep să se identifice cu vizitiul. Dar în momentul în care își depășesc intelectul, se identifică cu această conștiință. Cu această conștiință. Și atunci devine irelevant dacă trăsura e sau nu cu roata bună sau nu. Da? Adică este... Medicina nu abordează încă... Din asta mă gândeam să știi, pentru că cred că e extrem de importantă din nou acceptarea la ceea ce ți se întâmplă întotdeauna, fiind, cred că, un instrument. Sigur că nu. Acceptarea este cel mai puternic instrument de vindecare. Pentru că în momentul în care tu accepți și alte perspective sau alte posibilități decât propria ta perspectivă, tu îți deschizi, te deschizi la o infinitate, da? De potențialități ale Universului. Da? Deci deschideți mintea. În momentul în care ți-ai deschis mintea, accepti orice perspectivă, chiar dacă nu este logică, chiar dacă nu e conformă credințelor tale. Accept-o. Da? Nu înseamnă că trebuie să fii de acord cu ea sau să o încurajezi. Dar accept-o, pentru că acceptarea este cel mai puternic instrument. Acceptarea, o să vedem, este nivel de conștiință 350 sau este nivelul iertării. Începe iertarea. Acceptarea te duce până la 540, care este nivelul compasiunii sau al autovindecării. Deci, o să discutăm de asta când o să discutăm instrumentele pe care le-a predat Iisus. Pentru că Mântuitorul a predat ce? Mântuirea. Și mântuirea înseamnă exact acest salt de la acceptare la compasiune. În momentul în care accepți perspective diferite, treptat înțelegi acele perspective diferite și când le înțelegi pe toate, ajungi la nivel de compasiune. Înțelegi toate perspectivele tuturor oamenilor. Înțelegi că mintea lor nu e ceva personal, ci este universal la toți, la fel de limitat, în funcție de stadiul în care se află. Și atunci tendința de a critica, de a judeca, dispare. Exact. Devine irelevantă, da? Nu ai nevoie să demonstrezi nimic, da? Simți pentru ei o bucurie dacă poți să-i ajuți. Da? Nu mai e nimic personal. N-ai nimic de demonstrat, n-ai nimic de arătat lumii, da? Tu te bucuri de înțelegerea care ți-a fost revelată, spontan, pur și simplu. Da, da, e extrem de dificil când când ești în zona aceasta de suferință fizică, da, să vorbești de acceptare, pentru că, de fapt, atunci eu cred că este contrastul cel mai mare. Cred că aia este de ceea ce tu de multe ori ai spus-o ca fiind binecuvântare. Aceea este cea mai mare oportunitate de a face saltul, pentru că trebuie înțeles acest lucru. Boala, să spunem, da? Percepută ca durere fizică și ca suferință mentală și emoțională, dacă nu este acceptată, ea nu poate fi depășită. Cu cât nu o acceptăm, înseamnă că o punem în rezistență. Pensă. Și ce facem? Îi dăm formă. Dăm formă la durerea fizică, dăm formă la gânduri și emoții interminabile, da? Care creează acel dialog interior, acea fricțiune interioară. Da? Dacă acceptăm, durerea fizică se epuizează după un anumit timp. Dacă acceptăm, dialogul mental dispare. Și oamenii care n-au mai putut îndura durerea și suferința, exact cum ai spus tu, au renunțat. Iar acel moment de renunțare i-a catapultat exact într-o altă dimensiune. Ego-ul a capitulat în acel moment. Exact. Da? Da? În cele mai adânci nivele ale iadului, se spune, da? De acolo apare oportunitatea de a face saltul spre rai. Da? Și putem observa lucrurile astea, să spun, haide să dăm aici un exemplu. Cea mai teribilă formă de suferință umană este privarea de libertate.
oamenii care s-au fost închiși. Da? Cea mai întâmplător și, e folosită. Cred că un exemplu de la noi este foarte relevant, al profesorului Mecinicopski. El a scris, după ce a traversat această perioadă dificilă din viața domniei sale, a scris o carte. Crezi că știi să trăiești? Da? Le-aș recomanda-o tuturor dacă o pot să... Toate vorbim cu dumnealui, da? Să vină în pace. Și arată, da, smerenia acestui om și înțelegerea și descoperirea lui Dumnezeu. Da? Din cel mai dificil, probabil, moment al vieții, da, a fost, practic, sămânța unui salt de înțelegere fabulos. Da? N-am acum cartea să citim câteva rânduri, dar sunt extraordinare. Mă gândesc, apropo, știi, de câte ori s-a spus zona asta, că magia începe în afara zonei de confort. Da, viața începe, exact, în afara și zonei de fapt, confort. Ce înseamnă în afara zonei de confort? Unde apar dificultățile, unde apar provocările, unde apar... Exact, unde apare necunoscutul. Necunoscutul. Da? Pentru că mintea este prizonieră, de fapt, la propria limitare. Ea crede că tot ce nu este în aria ei, în conținutul ei, nu există. Și nu numai că nu este, ea neagă. Deci de asta neagă realitatea spirituală. Da? Foarte mulți intelectuali, da, neagă existența unei realități spirituale pentru că ea nu poate fi demonstrată. O să discutăm la distinția între a demonstra și a... Da? Deci, am vorbit practic de acest autovindecare, dar m-am gândit să le dăm celor care au nevoie să înțeleagă mai în detaliu cum se întâmplă acest fenomen, să-i spunem, acest potențial. Cel mai adecvat termen este potențial de vindecare și potențial de îmbolnăvire. Pentru că altfel, dacă îl denumim, să spun, proces, o să ne limităm la mintea umană, care e lineară. Procesul este util a fi înțeles în dimensiunea materială. Dar potențialitatea este fenomenul care explică absolut orice în această realitate. Deci potențialul de vindecare, de autovindecare și potențialul de îmbolnăvire. Da. Deci, haideți să ne aducem aminte că am discutat când am abordat mintea și am dat o formulă după care mintea operează, da? Spuneam gândul, emoția, acțiunea, rezultatul, da? Și acum, de unde venea gândul, da? Gândul venea dintr-un câmp infinit de conștiință. Mi-a venit o idee, nu? Că exact. Așa se și spune, da? Deci gândul, da? Vine, este o vibrație de energie care are o formă, fie că e un cuvânt, fie că e o imagine, nu? Fie că e un sunet la un muzician, da? Deci gândul are o formă, da? Emoția are și ea o formă, da? Fie că e o emoție a durerii, fie că e o emoție a tristeții, iubirii, da? Frica, furia, da? Deci are formă, da? O putem reprezenta, da? Imaginar și o putem și explica chiar, dacă ne străduim, da? Putem să materializăm ceea ce gândim, da? Deci, această formulă, să-i spun, da? Conștiință, gând, emoție, acțiune, rezultat, o putem utiliza, da, pentru a explica acest, să spun, potențial de vindecare sau de îmbolnăvire sau, dacă vreți, pentru știință, proces. Știința operează cu acest proces. Procesul înseamnă secvență. Secvență înseamnă conștiință, gând, emoție, acțiune, rezultat. Potențialitate înseamnă că conștiința generează simultan atât gândul, cât și emoția, cât și acțiunea și rezultatul. Asta e diferența majoră, că știința crede că totul se întâmplă secvențial, da? Fiecare cauzează pe altceva, când de fapt totul se întâmplă simultan, sincron. Da? Deci am putea să anticipăm un pic că această linearitate, numită și cauzalitate, da? Operează secvențial, pe când realitatea divină nu operează așa, ci operează simultan. De asta se spune sincronicități. Totul se întâmplă simultan. Deci, în realitatea spirituală sau divină, nu există trecut, prezent și viitor. Ele sunt simultane. Nu există timp. Nu există timp, există eternitate, da? Deci putem să spunem că viitorul poate să fie înaintea prezentului.
Și o să discutăm și aspectul ăsta. Da? Ia spune-ne da? Tu cum facem cu viitorul să fie prezent. Bun. O să ajungem acolo. Da? Altfel, n-am putea să materializăm ceea ce imaginăm. Da? Noi când creăm ceva, da, ne ducem în viitor. Da? Da. Dacă acest viitor nu l-am putea aduce în prezent, noi n-am putea să materializăm nimic. Da? E un mod un pic abstract pentru minte încă, dar dacă mintea umană face saltul de la cauzalitate la potențialitate, toată această înțelegere devine extrem de simplă. De asta, eu pentru mine este un efort destul de mare să pot să explic această dimensiune în termen care să fie inteligibil, pentru că oamenii operează încă pe secvențialitate, da? Și asta, de asta simt nevoia să dau niște formule, da? În realitate ele nu sunt secvențiale, da? Deci, acest potențialitate de îmbolnăvire și de vindecare, da? Oamenii au nevoie să o vadă ca pe o formulă. Mintea lor are nevoie. Dacă nu pot să o cuprindă cu mintea, nu o acceptă. Exact. Da? O neagă. Da? Și atunci trebuie să explicăm și celui care e sceptic, da? cum este această perspectivă. Da? Deci procesul sau potențialitatea, mai bine spus, de vindecare și de îmbolnăvire există în acest câmp. Depinde cum ne aliniem. Dacă ne aliniem la un câmp de vibrație joasă, un nivel de conștiință jos, gândurile și emoțiile vor fi de vibrație joasă, vor îmbrăca forme de vibrație joasă, da? Acțiunea interioară din corpul nostru va fi că corpul nostru va fi corpul nostru fizic, da? Imaginați-vă calul ăla care îl biciu și da? Da? Îl distorsionezi. Și dacă pe termen lung se menține această stare, da? Ea are potențialitate de a se îmbolnăvi. Da? Adică se poate rupe o roată la o trăsură, nu? Calul își poate rupe un picior, da? Deci, da? Vizitiu poate să-și rupă gâtul, da? Nu? Iată potențialitatea de îmbolnăvire la toate dimensiunile. Care sunt în corelare directă. Cu acel câmp de energie. Și care poți să-l sesizezi unde te afli. Da, cu această manifestare a energiilor, exact, da. A emoțiilor, exact. A calității emoționale. Exact. Tu în fiecare moment poți să te întrebi ce gândesc și ce simt. Dacă spui această întrebare în fiecare oră, poți să faci un salt extraordinar de înțelegere. Deci, auto-observație. În momentul în care te înfurii, da? Reamintește-ți că e un câmp de energie al bolii. Da. Și câți oameni nu sunt furioși permanent pe viață? Da? Există potențialitatea să se îmbolnăvească. Există. Uriașă. Da? Deci, iată, nu numim cauză, dar există potențial, da? Că s-ar putea să intervină și alți factori pe care noi nu-i luăm în ecuație și care să contrabalanceze, poate. Da? Această negativitate, da? Deci... Mă gândeam la viața de zi cu zi, că până la final ea este dominată de încercări identice asupra tuturor oamenilor, dar răspunsurile total diferite. E? Pentru că fiecare vede de la un anumit palier. Deci dacă acest nivel de conștiință îl putem compara, deci este ca o piramidă. De ce este piramidă? E făcut ca o piramidă? Pentru că la bază se află mai mulți oameni. În vârf au ajuns foarte puțini. Da? Deci este ca o piramidă. Cu cât ne elevăm nivelul de la care percepem, vom vedea altceva. Cu cât ne ridicăm mai sus, avem ce? O vedere de ansamblu. Da? Deci, o să vedem că aceste nivele de conștiință, practic, este o diferență între ele. Sunt diferite. Nu sunt mai bune sau mai rele. Sunt diferite. Sunt diferite. Nivelele de jos ne dau perspectiva bolii, pe când nivelele înalte ne dau perspectiva sănătății. De asta este important, prin orice mijloc, să ne elevăm acest nivel de conștiință. Și cum se face? Că aceasta este întrebarea, da? Se face prin autoeducație, se face stând în preajma oamenilor care au un nivel mai înalt,
participând la grupuri care au nivel înalt de conștiință, da? Vizitând și stând în locuri sacre, da? Care au ele însele un nivel de vibrație înaltă, da? Și permanent, da? Aliniindu-ne prin practică de zi cu zi adevărului celui mai înalt. Aduce aminte că a fost o dată un experiment în care spunea că este cel mai dur exercițiu pe care poți să-l dai unui om, să-i spui să aibă o zi fără un gând să-i spunem negativ. Exact, e dificil. Spune, o să atingi pentru că lumina când o să reușești ca mintea ta să nu mai aibă niciun fel de spuneam? Gând negativ. Mintea nu vrea să renunțe la negativitate. Pentru că mecanismul ei este de a se energiza din această negativitate. Deci, mintea are un atașament față de tot ce e negativ. Da? Ea ce face? E ca și cum ar investi. Ea a investit în această negativitate. Și ce face un investitor? Așteaptă recompensa. Da? Recompensa este propria negativitate. Da? Deci este un cerc vicios de care puțini oameni sunt conștienți. Da? Concret, majoritatea oamenilor se bucură de suferința altor. Este un exemplu evident. Jubilează, da? Se bucură de răul altuia. Nu asta se întâmplă la majoritatea oamenilor, nu a spus la toți. Da? Pentru că el nu este conștient că ego-ul lui se energizează din tot ce e negativ. El simte pe moment o recompensă, da? Cum spune? Să moară capra vecinului. Asta e clar, da? E cel mai la îndemână. Însă mă gândeam acum, din perspectiva aceasta a calibrării și a confirmării la ceea ce tu ai spus, că majoritatea, deci 80% sunt calibrați în zona aceasta extrem de mică ca frecvență, tocmai pentru că rezonează cu atât de mare ușurință cu volumul acesta mare de informații negative. Mă gândesc la mass media. Tocmai că de ce se spune, doamne, dar de ce se dă la televizor numai lucruri negative? De asta. Pentru că tu te uiți la ele, pentru că tu vibrezi cu ele, pentru că tu te hrănești din ele. Dacă ai simți un lucru așa, antagonism, o respingere, cu siguranță n-ar mai fi dat. Dar ele sunt întreținute. În momentul actual, al nivelului de conștiință, se spune că nivelul de conștiință al planetei a depășit 200, da? În anul 1988. Este un salt... nu atât cantitativ, cât și calitativ. La nivelul 200 al nivelului de conștiință se schimbă nivelul de vibrație al energiei. Dacă sub 200 toată energia, toată vibrația este negativă, câmpul e orientat în jos, 200 reprezintă, să spun, punctul 0. Uh-huh. De la 200 în sus, câmpul se schimbă în cealaltă direcție. Și o să discutăm aici că această problemă, dacă o înțelegem, înțelegem conflictele care au dominat această lume și această istorie. Da? Deci acest câmp de vibrație, deci, ne arată stadiul actual al omenirii. De ce se dau în media știri senzaționale, știri care ce? Inspiră frică? Pentru că dacă nu s-ar da, da, ele calibrează undeva la 100. Și toate știrile acestea senzaționale, da? Accidente, omoruri, da? Calibrează undeva la nivel de conștiință 100. De ce se dau? Dacă nu s-ar da, foarte mulți oameni s-ar duce pe nivele de vibrație mai jos. De exemplu, 50. Nivelul de conștiință este nivelul depresiei majore. Și oamenii s-ar sinucide. Deci, iată o perspectivă, să-i spunem între ghilimele, pozitivă sau adecvată pentru foarte mulți oameni care se află pe nivele mai jos. Deci evită sinucideri în masă. Frica are nivel de vibrație la 100, depresia are 50. Da? Acum, oamenii spirituali nu o să se uite niciodată la televizor. Da? Pentru că televizorul, da, nu este o sursă de adevăr. E mai degrabă o sursă de falsitate. Da? Ok. Da. Știu eu dacă o să mai... Mă gândeam acum că o să mai fim disponibil pe Spotify, puțin, pe YouTube, după podcastul ăsta. Am spus la emisiunile de știri. Da? Am vorbit, da? De știrile acestea care inspiră frică, da?
Sigur, sunt și emisiuni, sunt și filme care le calibrează, da, la nivele foarte înalte. Da? Dar acestea sunt... Dar nu se dorește să devină majoritar. Exact, exact. Nu există, dintr-o perspectivă aceasta a unui forum, să-i spui, decizional, a unor conducători care înțeleg aceste aspecte, care ar putea crea factori favorizanți de a ridica acest... Majoritatea guvernelor, majoritatea guvernelor din toate țările, dacă nu cred că aproape toate, calibrează sub nivelul de 200. Politica, da, calibrează sub 200, indiferent de doctrină, da? Că e numită democrație, că e numită, că e numit comunism sau altă formă, dictatură, da? Ea calibrează sub 200. Politica este non-integră. Da? Deci, toată expresia autorității guvernamentale, da, nu reprezintă o autoritate a adevărului, ci reprezintă o autoritate, da, care trebuie respectată mai degrabă în, da, în privința legilor. Dar asta nu înseamnă că ele sunt aliniate adevărului. Pentru că adevărul întotdeauna eliberează omul, iar falsitatea ce îl încătușează, da, toate legile, regulile, regulamentele, da, care constrâng și limitează libertatea omului, sunt false. Da? Sunt aliniate unor câmpuri de energie a falsității. De asta sunt, pot fi recunoscute instantaneu. O să dăm și câteva exemple. Da? Acum, revenind la acest potențial de îmbolnăvire, da? Reversul, da? Dacă ne aliniem la un câmp de energie înalt, da. Da? Este că gândurile, emoțiile, da, sunt de vibrație înaltă, da, generează la nivelul corpului o stare de echilibru și de armonie, da, exprimarea potențialității noastre la nivel genetic, da, iar consecința este că ne aflăm și ne menținem într-o stare de sănătate, da, da. Deci procesul, vedeți, proces sau potențialitate de vindecare sau de îmbolnăvire, e oarecum reversibil. Da? Deci această formulă, dacă vreți, a potențialului de vindecare sau de îmbolnăvire este reversibilă și asta este susținută de faptul că toate bolile, dar absolut toate bolile de pe această planetă care sunt cunoscute, au înregistrat remisii sau vindecări spontane. Este adevărat sau nu? Da. Da? Deci și cea mai incurabilă, să-i spunem, boală, există cel puțin câteva exemple de remisie sau de vindecare spontană. Ori, cum pot fi explicate de mintea și intelectul logic? Nu pot fi explicate. Și de asta sunt considerate miracole. Ele nu sunt miracole. Sunt lucruri normale care se întâmplă la nivele de conștiință care depășesc intelectul. A depăși limitarea de înțelegere a intelectului înseamnă a accesa o zonă, da, cu potențial infinit de cunoaștere, în care aceste fenomene se întâmplă spontan. Da? Deci miracolul nu este ceva, este doar ceva necunoscut intelectului. Asta vreau să spun, pentru că lipsește procesul. Da? Nu reușește să... Păi asta, el tot caută procesul, secvența. Da. Și caută cauza. El se uită, mă gândesc la acea parabola ta cu norii, el permanent se uită în jos de a găsi soluții, exact, și niciodată nu ridică, da, privirea. Să caute lumina. Soluția nu este. Da. Vezi că el se uită în jos pentru că de acolo își extrage și atunci energia. Spune, și e adevărat că nu se poate. Că mă uit, exact, permanent în jos și aici nu va exista niciodată soarele. Soarele este întotdeauna sus. Practic, noi suntem de la naștere condiționați de părinții noștri, de școală, de societate, da? Da? Să acceptăm ca adevăruri anumite credințe. Noi nu ne mai punem întrebarea dacă ele mai sunt adevărate, nu sunt adevărate sau de unde le știm, hai, da? Un exemplu, le preluăm. Nu, ce vreau să spun? Această condiționare poate fi făcută atât într-un sens aliniat adevărului, cât și într-un sens aliniat falsității. Podcasturile pe care noi le facem acum, da, pot fi privite din perspectiva condiționării cu niște credințe aliniate adevărului. Ceea ce fac colegii de la televiziune și de la știri în special, e o condiționare a oamenilor pe credințe false, negative. Da? Ce efecte pot avea? Pot avea efecte potențial de boală sau de însănătoșire. Da? Deci, această condiționare
cu credințe aliniate adevărului se numește efect placebo. Da? Ea se aplică la un tratament. Da? Dacă ne referim la perspectiva unui tratament, dacă tu crezi în el, efectul e cu siguranță amplificat. Apropo de ce da? Povestești și tu de acești pacienți care pentru tine e extrem de important să aibă încredere. Sigur că da, da? Pentru că le ridică, da? Pentru că această condiționare le generează niște credințe referitor la tratament, referitor la faptul că se pot vindeca. Exact, la prognostic. Aceste forme de credință, da? Capătă o formă care se va materializa, da? Producând un rezultat, da? Da? De asta se spune că efectul placebo există, da? Indubitabil. Da? La fel, condiționarea cu convingeri negative despre tratament, despre boală, face ca acesta să fie mai puțin eficient chiar, sau deloc. Sau te poate chiar îmbolnăvi. Da? Asta este efectul revers, efectul nocebo. Da? Deci, nu trebuie neglijată puterea minții. Da? Dacă corpul calibrează, da? Corpul calibrează la nivel 200, da? Este asimilat pământului. Da? Mintea, intelectul, se duce în paradigma între 400 și 499. Da? Deci, ca nivel de energie, este mai puternic. Da? Și atunci exercită o dominație asupra corpului fizic. De asta zic, depinde să avem grijă ce gândim, da, și, da? Ce, și ce menținem, ce credințe ne avem. Da? Pentru că dacă noi avem credința că colesterolul este un element nociv, cu siguranță vom amplifica acest potențial. Dacă, în schimb, nu avem această credință, fie n-am avut-o niciodată, fie am anulat-o, da? Potențialul nociv al colesterolului s-ar putea să fie anulat. Încă o dată mă repet, da? Probabil, dacă ar fi fost oricine altcineva pe acel scaun să spună asta, nu știu câtă valoare ar fi avut. Este până foarte simplu, da? Până la final de chirurgie cardiacă. Aborda simplist, să spun, o legătură între colesterol, doar între colesterol și ateroscleroză, da, înseamnă a ne focusa pe un conținut limitat, din care omitem contextul infinit. Păi în acest context infinit mai operează și alte lucruri care sunt necunoscute intelectului. Da? Noi excludem esența vieții. Ne excludem esența câmpului de energie al conștiinței, care poate fi vindecător. Da? Deci noi nu putem să spunem că colesterolul cauzează ateroscleroză. Putem să spunem că colesterolul poate fi potențial, da? Aterogen, da? În condițiile unei credințe și unui nivel de conștiință adecvat. Dar dacă lucrurile astea nu se întâmplă întotdeauna, da? Există doar un potențial. Da? Și o să facem, o să dăm niște instrumente, poate la finalul acestui podcast, să le mai exemplificăm o dată, că văd că pare interesant și intuitiv. Da, mă gândeam foarte mult la această idee de a-ți disciplina până la final mintea, care este un element extrem de limitat, într-o formă constructivă. Bineînțeles. Să o folosești, tocmai să te duci la ținta aceea de 499. Fii gardianul minții tale, adică ai grijă ce intră în ea, că intră aproape tot. Și trebuie să fii atent să scoți. A transcende mintea nu înseamnă a acumula. Din contră, a te debarasa. Pentru că altfel nu poți să o faci clară, goală. Conținutul mental inutil te împiedică să depășești mintea. Da, mi-aduc aminte de acel film care se spunea că nu este greu să înveți, e greu să dezveți. Păi asta e. Dezvățatul și eliberarea de falsitate este cel mai dificil. Era Master Yoda, nu? Deci, acest potențial de îmbolnăvire și de vindecare, da, poate fi observat în principal la bolile cardiovasculare. Da? Bolile cardiovasculare, da, sunt cele mai frecvente, dar practic două treimi din toată patologia este dată de patologie cardiovasculară, da? Și se vorbește despre factori asociați bolilor cardiovasculare. Deci, remarcați termenul asociați. Foarte mulți confundă asociat cu cauzal. De fapt, știința face această eroare
Ea crede că asocierea statistică a unui factor este element de cauzalitate. Aceasta este o mare limitare a științei. Are cauzalitatea, nu înseamnă sursă. Nu. Încă nu. O felie nu. Mai încolo. Nu. Exact. Da? Deci cauzalitatea este limitată. Dacă noi facem din factorii de risc cardiovasculare factori cauzali, da? Suntem într-o eroare. Da? Nu. Înseamnă că nu ținem cont de esența vieții. Nu ținem cont de karma pe care o avem. Nu ținem cont în contextul de viață în care suntem. Da? Da? De ce unii fac și unii nu fac? De ce unii care sunt fumători nu fac niciodată boli cardiovasculare și alții care n-au fumat fac? Cunoscând fiind faptul că fumatul este asociat destul de frecvent. Favorizant, da. Da? De asta, iată, există o potențialitate de vindecare sau de îmbolnăvire, da? Pe care trebuie să o pătrundem în esență. La fel, bolile astea, cum se spun, neoplazice, care ocupă și ele o mare patologie, da? Sunt explicabile prin aceste potențialități ale câmpului de energie joasă, da? Care menținut pe termen lung, da? Are acest potențial de a genera o proliferare necontrolată a celulelor noastre. Da? O afectare, de fapt, a imunității, da? Și o să vorbim despre corpul energetic și o să detaliem rolul timusului și canalelor de energie, ca să arătăm, da, cum se produce, să spun, în detaliu acest lucru. Da? Deci, având în vedere că am făcut niște precizări referitoare la boală, care formă, la sănătate, că n-are formă, da? Și să vedem exact, că am văzut, ai sesizat foarte frumos cu sistemul acesta de credințe al minții, da? Care ne poate îmbolnăvi sau ne poate vindeca, da? Întotdeauna, spuneam, corpul, da, se subordonează minții, da? Corpul are un nivel de conștiință undeva la 200, mintea are un nivel de 400. Este foarte important, da, ca sistemul de credințe, da, al minții să fie aliniat unui adevăr mai înalt decât unui falsități, da? Și acum, un gând are o formă. Da? Fie că e un cuvânt, fie că e o imagine. Da? Acel gând, dacă se menține, referitor, să spun, la un tratament sau la o boală, da? Dacă noi îl menținem în minte, așa spunem, că îl menținem în minte, da? Acel gând, formă, se poate, are potențialitatea de a se manifesta în corp. Exact ce spuneam. Deci, întotdeauna, ceea ce se materializează există undeva în minte. Da? La fel se întâmplă și cu îndeplinirea obiectivelor și absolut. Cu îndeplinirea viziunilor. Da? Da? Tot ce a fost realizat a fost întâi imaginat. A fost menținut de către om în minte. Acum, nu vorbim de procesul de creație al Universului. Da? Vorbim de procesul acesta de creație al realității noastre. Da? Al realității psihologice mai degrabă. Da? Pentru că noi trăim, majoritatea oamenilor trăiesc într-o realitate psihologică. Da? Ei nu trăiesc în această realitate, realitate spirituală absolută, da? Pentru că îi împiedică mintea. Deci, revenind la dimensiunea mentală, da? Asta vreau să spun, că boala are o dimensiune de... boala fizică este precedată de o dimensiune mentală sub forma unei forme gând sau unei credințe, da? Și dădeam exemplu cu colesterolul. Da? Îl dau exemplu ăsta pentru că mult timp, și eu având o problemă de această natură, am crezut și am acționat în consecință blocând acest colesterol, acest nivel de colesterol pe care l-am ridicat. Da? Ori, la un moment dat, experiențial, prin experiența tatălui meu, care 20 de ani a combătut acest colesterol, am văzut că de fapt nu funcționează. De fapt, a scădea nivelul de colesterol nu este o garanție că ateroscleroza nu va progresa. Deci chiar și combătut în mod strict
Și nu numai cu medicamente care reduc nivelul de colesterol, cât și cu exercițiu fizic și alte obiceiuri sănătoase. Deci, în momentul în care înțelegi că, de fapt, acest colesterol poate să fie doar o credință în cauzalitatea aterosclerozei, poți să accepți că el poate fi anulat și șters. Și doctorul David Hawkins, cel care a făcut această scală a conștiinței, chiar ne dă un instrument de vindecare care poate fi aplicat de cei care cred. Da? Și care acceptă să se deschidă la acest potențial. Da? Și el spune că există câțiva pași, da, secvențiali pe care noi îi putem urma. Da? Deci să o luăm de la nivel fizic și să ne ducem spre nivel spiritual, spre conștiință. Da? El spune că la nivel fizic, da, noi nu trebuie să opunem rezistență senzațiilor. Fie că-s dureroase, fie că-s neplăcute, da? În momentul în care nu opui rezistență, accepți. Le accepți. Și vezi, te deschizi spre o posibilitate să te întrebi, mă, oare ce vor însemna lucrurile astea, da? Dar simplu fapt de a le accepta, că ele sunt acolo, face ca această senzație, la un moment dat, să se limiteze. Să dispară chiar. Dacă tu îi opui rezistență, se, da? Amplifică. Se amplifică. La fel, la nivel mental, da? Această senzație dureroasă poate fi etichetată, da? Cu un cuvânt. Mă doare pentru că am o problemă cu coloană. Sunt alergic pentru că și familia mea a avut astmă, da? Sau mai știu eu ce, da? Deci încep să mentalizezi. Da? A mentaliza, tu creezi un dialog interior care este sinonimul cu un sistem de credințe, da? Deci tu dai formă gând bolii, da? Tu îți descrii durerea ca având anumite caractere, având anumite legături de cauzalitate cu ce mai știi tu, da? Îți construiești acest, exact. Deci tu, practic, îți construiești boala la nivel mental. Și ceea ce este menținut în minte se materializează în corp. Și asta ne spune doctorul Hawkins, da? Nu mai etichetați la nivel mental boala sau senzația. Nu mai folosiți nici cuvintele. Pentru că dacă tu nu dai formă, mintea nu poate reține ce nu are formă. Este foarte subtil. Exact, se leagă de ceea ce am discutat. Cu alte cuvinte, să nu te mai întrebi ce simți. Ce simți? Exact. Chiar să te bucuri, da? Simt, vreau mai mult, vreau să experimentez mai mult. Da? Și atunci se epuizează. Nu mai mentalizezi, da? În cuvinte, da? Iar m-a luat coloana, iar rămân înțepenit, iar trebuie să mă duc la fizio-kinetoterapeut, iar trebuie, dacă trebuie să mă operez, vezi? Tu practic îți faci, mă gândeam apropo de exemplele acestea în care putem vedea clar ce se întâmplă cu mintea și cât de mult guvernează corpul și care este influența sa asupra toate acestor maniere dureroase, prin acele exemple în care aveai o durere pe care tu o știai și te confruntai cu ea și la un moment dat în viața ta apare brusc un eveniment care îți mută focusul și te apuci, e o urgență de cele mai multe ori, și faci lucruri și faci lucruri și peste 5 zile te întreabă și cum era cu spatele și vii brusc și ai pus din nou lumina reflectoarelor acolo și spui, băi, zilele astea nici n-am mai avut timp să mă gândesc la asta, dar uite, acum parcă simt că mă țin. Vezi? Cum ai dat lumina în zona aceea cum de concentrare. Cum ai dat formă? Da? Nu știu dacă li s-a întâmplat celor care ne urmăresc. Foarte bun exemplu. Vreodată cu treaba asta. Sau mai era la fel exemplu de potențialitate și credință raportată de acei oameni care și-au fost și videouri, mi-aduc aminte, cu oameni care erau capabili să mute obiecte foarte grele în situații extrem de urgente. Un copil care era prins sub o mașină și vezi că se duce un bărbat corporent, dar nu un super om, care totuși are niște super puteri în acea situație. Vezi, nu s-a mai subordonat credinței că nu pot. Câte kilograme are, cât pot eu să ridic, ce se va întâmpla și efectiv îi vezi cum mută obiecte de o tonă, două tone
și sunt virale pe internet astfel de videouri, când de fapt el, mintea lui n-a mai filtrat deloc posibilitatea aceasta de a-și putea, dar n-aș putea. Mm-hmm. El a avut un singur scop, să salvez situația, salvez copilul, salvez și avea de fiică. Și cred că astea sunt două exemple prin foarte care bune. Putem să cuplăm realmente și a da și mai multă convingere la ceea ce tu ai spus. Exact. Nu dați formă bolii. Nu dați formă bolii, mental. Exact. Asta poate fi un motto. Să nu dăm formă bolii. Da? Să nu o numim. Să nu o etichetăm în niciun fel. Pentru că, da, te doare stomacul sau, da, spui că ai ulcer, da? Nu există nimic de genul acesta. Da? Astea sunt niște concepte. Tu poți să spui că am o senzație de arsură. Dar să spui că am ulcer, asta e doar mental. Tu, dacă creezi această formă, gând, da, tu poți să materializezi acel lucru. Și viceversa. Da? E acel potențial de vindecare. Exact. Mintea are un potențial extraordinar de a materializa în corp. Da? Deci tot ce se materializează în corp ca și boală, ca și efect al unui tratament, depinde de forma gândului. Dacă ea este menținută, cu cât e menținută mai clară și mai este persistentă, da? Ea are un potențial nociv. Da? Sau, dacă este de cealaltă natură, are un potențial de vindecare. Îmi duc aminte, de la fel erau în industria care tu ai numit așa foarte generic de dezvoltare personală, când se spunea foarte clar că gândul tău predominant va deveni realitatea ta. Da, da, sigur. Era, cred că, o bază, din nou, atât de bine conturată de a explica toate aceste fenomene. Și ca să generalizez ce ai spus tu, este gândul acela este expresia nivelului tău de conștiință. Da? Deci expresia nivelului de conștiință îți dă realitatea. Fie că e materială, fie că e mentală, fie că e spirituală, da? Gândul depinde unde ai ajuns. Da. Da? Da? Deci, practic, noi am abordat în acest podcast un subiect destul de delicat și destul de greu de explicat, da? Da. Vindecarea versus îmbolnăvirea, da? Ca potențialitate există. Da? Și am văzut că această potențialitate există în câmpul infinit al conștiinței, da? Deci, conștiința are această calitate de autovindecare, însă mecanismul cel mai dificil de depășit e mintea noastră, da? Deci, trebuie privită mintea ca un pivot esențial, pentru că ea poate înclina această balanță spre boală sau spre sănătate. Vindecare. Vindecare. Da? Adică, suntem bolnavi sau suntem sănătoși? Da? Este o alegere până la urmă. Și asta implică faptul de a fi conștienți permanent, da? De acel observator din trăsură, da? Care vede vizitiul, care are hățurile calului și corpul, da? Să ne aliniem, da? La cel mai înaltă perspectivă, da? Pentru că, normal, dacă avem un vizitiu, adică intelectul, da? Care tot timpul biciuie calul, da? Devine evident potențialul de îmbolnăvire. Pentru că și vizitiu, și calul, și trăsura pot suferi daune. Nu? Exact, daune. Da? În momentul în care vizitiu e liniștit, da? Și calul merge, da? Liniștit și trăsura, da? Te însoțește, atunci acel observator intră într-o stare de sănătate. Da? Asta am vrut eu să transmit, da? Că această autovindecare este o calitate a câmpului, da? Înalt de conștiință, da? Și dacă putem să ne aliniem, cât putem, da? Fiecare avem acest potențial de autovindecare. Deci, cred că esența acestui podcast este să ne înșurubăm în conștiință credința că autovindecarea este o calitate a câmpului infinit de energie și ne putem alinia și toată lumea are acces la ea. Asta este pentru toată da? Lumea. Este pentru toată lumea, da? Și cum ai observat? Aveți grijă ce... Observați-vă gândurile și emoțiile și vă puteți da seama în fiecare moment în care din potențialul de vindecare sau de îmbolnăvire sunteți. Ocean, da? Până la fel. Pe parcursul unei zile, da? Ne putem observa cât din timp suntem în proces de vindecare sau cât timp suntem într-un proces de îmbolnăvire. Da? Și cum spuneam, instrumentul pe care doctorul David Hawkins îl dă este să acceptăm
și să nu opunem rezistență la nivel fizic, să nu etichetăm boala la deci nivel mental. Formă. Nu, da, nu mentaliza, da. După aceea putem să anulăm credința într-un tratament sau într-o boală, pur și simplu spunând, anulez credința, orice credință în colesterol. Anulez orice credință în această boală. Am crezut cândva, dar acum nu mai cred în alergii. Astea sunt exemple, da? Și venim apoi și înlocuim aceste credințe false cu adevărul, spunând, sunt o ființă infinită și nu sunt supusă acestei limitări. E adevărat că conștiința este infinită? E supusă ea limitării minții? Nu. Da? Deci, anulând niște credințe în boală sau în tratamente, da, pe care ne-au fost inoculate sau pur și simplu nici nu știm de unde le credem, da, le-am construit noi. Da? Anulându-le, spunând pur și simplu, anulez credința în această boală. Am crezut cândva, nu mai cred. Sunt o ființă infinită, adică o conștiință, și nu sunt supusă acestei limitări. Pur și simplu, doctorul Hawkins, experiențial, da, vorbește de câteva zeci de autovindecări pe care el și le-a produs în timpul vieții. Da? Cine vrea mai multe detalii, da, poate vedea. Chiar pur și simplu s-a vindecat de a purta ochelari. Da? Chiar pentru și acest orice lucru. Este posibil. Da? Orice asta este posibil, e o da? Convingere fantastică. Exact. Da? Orice este sigur, posibil. Nivelul de conștiință al doctorului Hawkins a ajuns la 1000. Da? Dar asta nu înseamnă că nu putem utiliza aceste instrumente. Da? El a dat aceste instrumente pe care el le-a folosit experiențial și care sunt verificate că funcționează. Da? Deci boala este doar un sistem de credințe în falsitate. Dacă ar fi să facem o concluzie, Lucian, care ar fi acea sinteză pe care vrea să o transmiți? Pentru că a fost un material extrem de drag sufletului meu, sincer, pentru că mi s-a părut că ai avut aceste elemente realmente practice prin care să poată fiecare să se obiectiveze unde se află în acest ocean de potențial. Păi, miracolul autovindecării depășește nivelul de înțelegere chiar și al unei minți la nivel de geniu. El trebuie acceptat inițial ca o credință în adevăr și apoi verificat experiențial de fiecare în parte. Excelent. Da? Și le-am dat și un instrument pe care doctorul Hawkins îl recomandă. Da? Personal și eu fac acest exercițiu de nenumărate ori pe zi. Da? În special referitor la colesterol, pentru că am spus că anulăm am orice fel de anulez convingere, orice convingere despre da? Da? Colesterol. S-ar putea ca unora să le pară așa, da? O joacă. Da. Pentru că ei nu pot să-și depășească logica minții. Când nu poți să depășești logica minții, ești limitat. Categoric. Da? Nu are nicio logică, dacă vrei, ceea ce am spus. Și conștiința nu funcționează pe logică. Ea funcționează pe potențialitate, care e dincolo, mult dincolo de logica minții. Logica minții ne spune că mintea minte. Ne aducem aminte de da? Acest lucru. Lucian, îți mulțumesc foarte mult pentru tot acest și eu, timp Alex. Și un nou episod fantastic. Sunt foarte curios cum l-ați găsit voi, cei care ne urmăriți acum, acest material de astăzi, ce ați obținut ca și informații, dacă sunt aceste instrumente practice utile, realmente implementabile. Aș vrea să-mi lăsați un astfel de mesaj, să-mi spuneți cât de ușor ați putut să implementați toate aceste îndrumări și sfaturi și, bineînțeles, cum ați găsit acest material. Dacă credeți că a fost un lucru care să vă ajute, nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube și pe Spotify, tocmai pentru că urmează noi astfel de informații care, dacă v-au plăcut, cu siguranță vă vor aduce valoare. Lucian, încă o dată vreau să-ți mulțumesc pentru timpul acordat. Continuăm. Și stabilim exact să ne vedem într-o continuăm nouă săptămână. Continuăm pentru că avem de abordat conștiința, avem de abordat un concept care e la modă, karma. Abia aștept să aflu. Trebuie să-l demistificăm și să vedem că, de fapt, înseamnă cu totul altceva. Excelent, abia aștept. Mulțumesc foarte mult, felicitări și celor care ne-au urmărit, toate bune!